Peste 11.000 de copii din județul Giurgiu, ce provin din familii defavorizate, vor primi la început de an școlar rechizite, numărul beneficiarilor fiind mai mare decât cel de anul trecut. Potrivit Inspectoratului Școlar, procedura de achiziție este în curs de finalizare și, prin urmare, rechizitele vor ajunge la elevi la finele lunii septembrie. Pachetele cu rechizite sunt destinate elevilor de la clasele 1 până la clasele 8, însă din acest an școlar vor primi chiar și elevii claselor pregătitoare. Un pachet cu rechizite conține caiete, ghiozdan, penar, acuarele, plastilină, coperți, trusă de geometrie, vocabular și alte rechizite în funcție de nevoile elevilor, dar și de vârstă.